Bună tuturor! Eu o să încep cu o mărturisire personală. Să știți că m-am lăsat convinsă cu greu să vin astăzi aici și asta dintr-un motiv simplu. Nu știam despre ce să vă vorbesc. Ca atunci când nu mai vezi pădurea din cauza copacilor, cam în punctul ăla era. Însă, dându-mă un pas în spate și analizând puțin jobul meu, mi-am dat seama câte lucruri sunt de povestit. Și nu doar despre rol, ci și despre cei 2 ani de pandemie într-o companie cu o creștere incredibilă. HRBP, ăsta este rolul meu. Poate părea simplu, sunt 4 litere, HR Business Partner, așa cum știți cu toții. Recunosc însă, dacă ar fi după mine aș schimba primele 2 litere, nu mi-a plăcut niciodată ideea asta de resursă umană, așa că o să aleg astăzi să spun că sunt un People and Business Partner. Și chiar dacă sună bine și pare simplu, poate, este un rol foarte complex, pentru că presupune purtarea mai multor pălării. Pentru început, dacă e să mă gândesc la toate pălăriile astea pe care le poartă un HR Business Partner, fie că vorbesc de o pălărie strategică, pentru că în mare parte cam asta este, mă uit un pic mai departe și îmi dau seama că este vorba de un rol în care ești în permanență, fie de partea colegilor, fie de partea managementului. O să vedeți și în prezentarea asta că am ales să păstrez pe slide-uri în mare parte chipurile oamenilor și doar să vă port așa puțin printre cuvintele de acolo, încât să vă faceți un pic o idee despre ce face un People and Business Partner în trement. Ca să dau un exemplu, mă duc un pic în trecut și îmi dau seama că prin toamna lui 2019, observasem o dorință din ce în ce mai mare a oamenilor de a lucra de acasă. Și nu doar dorința oamenilor era foarte vizibilă, ci și tendința pieței de a accepta asta. Practic, la momentul respectiv, Tremend avea o singură zi de work from home pe lună. Managementul nostru era de părere că oamenii lucrează cel mai bine de la birou, că așa rezolvă cel mai ușor problemele, că așa învață cel mai ușor lucruri unii de la alții, și că așa sunt cei mai productivi. Cu toate astea, colegii mei nu ratau nicio ocazie să-mi spună de X companie care are o zi de work from home pe săptămână sau Y companie care are 2 zile de work from home pe săptămână, nici nu mai vorbesc de cazurile alea utopice de atunci cu work from home nelimitat. Și ca HRBP eram între ciocan și nicovală. Înțelegeam nevoia business-ului, înțelegeam nevoia colegilor mei, dar nici unii, nici ceilalți nu păreau să renunțe la ce-și doresc. Ce-am făcut atunci? Un lucru simplu. Am început un plan. Practic am pus pălăria strategică și am început să fac liste. Liste cu toate companiile care oferau mai mult work from home decât noi. Liste cu toate informațiile pe care le primeam de la colegi. Cu modul în care am putea să implementăm acest work from home mai des și în compania noastră. Însă, listele astea nu erau suficiente. Trebuia să mergem cu ele mai departe către management. Trebuia să facem practic un plan, o serie de argumente încât să apăsăm butoanele potrivite și să-i mulțumim pe colegii noștri. Însă pe principiul ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple, în câteva luni, timp în care noi încercam să punem pe picioare acest plan, să documentăm toate procedurile pe care le aveam într-un tool online, a venit pandemia. Așa că tot ce planificasem și toate lucrurile la care noi lucram erau puse dintr-o dată pe roate. Atunci am anunțat colegii că vom lucra 2 săptămâni de acasă. La momentul respectiv speram noi că va trece virusul și că lucrurile vor intra în normal. Însă, 2 săptămâni s-au transformat în 2 luni. 2 luni în 6 luni, 6 luni într-un an. Și în curând, cred că ajungem la aproape 2 ani și jumătate de când avem work from home nelimitat. Și asta pentru că lucrurile au mers mult mai bine decât ne așteptam. Productivitatea și implicarea oamenilor a fost peste așteptări. Încă de la început, project managerii noștri erau foarte mulțumiți de cum merg proiectele. Clienții aveau feedback-uri bune. Colegele mele de la HR Admin bucuroase și ele că au scăpat în sfârșit de hârtii și că pot să folosească semnătură electronică. Colegele de la recrutare bucuroase și ele că pot să angajeze oameni din toată țara, de acum
nu doar din București și din Brașov, unde noi avem sediu. Cu toate că evenimentul ăsta global, care a venit cu atât de multe provocări, cu atât de multe greutăți, cu toate astea ne-a învățat o lecție importantă. Să avem mai multă încredere în oamenii noștri. Și acum, toate bune, cu proiectele, cu clienții, toată lumea era fericită pe partea asta de business, însă, lucrul intens din pandemie, statul prelungit în casă, lipsa concediilor, toată nesiguranța asta care se crease la momentul respectiv în jurul COVID-ului, toate duceau, încet și sigur, către un nivel de stres ridicat și chiar burnout pentru mulți colegi. Așa că trebuia să dăm la o parte pălăria de strateg și să ne punem pălăria de people partner. Era important la momentul respectiv să fim aproape de oameni, încât să-i păstrăm și pe oameni în continuare aproape de noi. Și pentru asta era foarte important să știm cum se simt oamenii. Așa că am hotărât să organizăm o serie de discuții. Nimic complicat până acum. Însă, discuțiile astea nu mai erau ca înainte. Dacă oamenii la interviurile de angajare și la cele de exit sunt destul de deschiși să povestească de, nu știu, probleme, de lucrurile prin care au trecut și care i-au determinat să ajungă la decizia de schimbare de job, în discuțiile astea intermediare, în interviurile astea intermediare cu noi de la HR, evident că apare reticența, pentru că fiecare se gândește că orice spune să nu cumva să fie interpretat greșit. În plus, orice interacțiune pe care o aveam cu ei era programată în calendar, nu mai putea să fie așa pe holul biroului, deci devenea oficială, un alt lucru care ridica bariere în comunicare. Și atunci aveam nevoie de încrederea lor. Aveam nevoie să știe că ceea ce ne vor spune nu va rămâne undeva uitat și că vom încerca să găsim și soluții. Încrederea asta e complicat de câștigat și nu se întâmplă așa de pe o zi pe alta. A fost nevoie să le arătăm oamenilor că suntem acolo. Fie că vorbeam aici de probleme, îndrăznesc să spun, uzuale sau mai ușurele, că sunt probleme legate de tehnologii, de proiecte, dar și probleme mai dificile, probleme mai delicate, legate de anxietăți, de depresii, pentru că pandemia a venit cu de toate. Pentru cele din urmă, voiam să știm că avem colegii pe mâini bune, așa că am introdus la acel moment unul dintre beneficiile care zic eu că au prins cel mai bine în perioada asta, și anume ședințe de psihoterapie și coaching cu specialiști din domeniu. Nu era nevoie doar să vorbim cu oamenii, ci era nevoie să le arătăm că urmărim rezolvarea problemelor lor. Într-un context ca ăsta, în care să mergi la un interviu înseamnă doar să schimbi o fereastră într-un browser, e foarte important să le arăți oamenilor că ești acolo și ce poate să ajute încât să stabilești un nivel echilibrat totuși al retenției este să-ți pese cu adevărat de oameni și nu doar să-ți pese, ci să le și arăți că-ți pasă. Și acum, dacă tot vorbim despre asta, e musai să vină în discuție o altă parte importantă, compania. Pentru că nu e suficient, nu, ca HR-ul să fie aproape de oameni, e important pentru ei să simt același lucru și de la cei cu care interacționează în fiecare zi din rolul de leadership. Tremend a avut o creștere foarte mare, așa cum menționa și Daniel, și îți mulțumesc pentru prezentare încă o dată. Am avut luni în care au fost și peste 70 sau 80 de colegi noi. Și vorbesc de luni, nu, dacă mă duc la nivel de ani, totul crește exponențial. Cu o creștere așa de mare, și pentru a putea susține o creștere așa de mare, a fost nevoie să creștem și echipa de management. Pentru că dintr-o dată apăreau foarte multe echipe și aveam nevoie de oameni care să poată să gestioneze aceste echipe. La momentul respectiv ne-am orientat către intern, pentru că așa a fost cel mai ușor, știm cu toții că specialiștii în IT se găsesc destul de greu, cu atât mai mult liderii din IT, așa că ne-am hotărât spre intern, spre oamenii pe care îi avem deja în proiecte. Ne-am orientat către cei mai buni tehnic, pentru că în domeniul nostru așa se câștigă cel mai ușor respectul oamenilor. Ce-a rămas a fost ca eu și colegele mele HRBP să rămânem aproape de această echipă și să fim acolo cu un sfat, cu un feedback, cu o idee de abordare, să ajutăm în unitatea procedurilor la nivel de departamente.
practic să purtăm și pălăria de business partner. Și uite așa, într-un schimb permanent de pălării, uităm destul de ușor să mai tragem și concluzii, să ne orientăm și către lecțiile pe care le învățăm zi de zi, uităm să vedem și partea bună a jobului și uneori uităm chiar să găsim subiecte de discuție și credem că poate nu e nimic special în ceea ce facem noi și nu avem ce să povestim la un eveniment de genul ăsta. Cam asta credeam eu până acum câteva săptămâni. După care, în momentul în care am stat să mă gândesc, mi-am dat seama că sunt atât de multe lucruri de povestit, încât era foarte greu să fac o sinteză. Și am preferat să povestesc la nivel general. Dar cu ocazia asta vreau să vă invit și pe voi, atât cei de aici din sală, cât și cei care ne urmăresc din online, să faceți din când în când un pas în spate, să priviți și voi și pădurea, nu doar copacii, să vă uitați la pălăriile pe care fiecare dintre voi le purtați în fiecare zi și să nu uitați un lucru, că pălăriile astea se pot adapta continuu, pentru că e important să se potrivească și contextului, dar și vouă. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Eli! Imediat. Am o întrebare un pic mai concretă. Deci ați spus, dacă am înțeles corect, că la un moment dat, cu schimbarea asta, s-a migrat de la lucru în birouri la lucru acasă. Aveați la un moment dat niște lideri, că erau interni, v-ați mai angajat, nu mai contează. Ce mă interesează foarte punctual este cum ați făcut trecerea la nivel de lideri de la modul de management tradițional în office-uri, întâlniri, face-to-face, whatever, la managementul ăsta remote, care, cum știm, presupune cu totul și cu totul alte skills-uri decât ăla tradițional și așa mai departe. Și întrebarea e un pic mai aplicată. Dacă puteți sau nu e indiscret sau sensitiv, cum ați făcut chestia asta? Că mă aștept să nu le spuneți, bă, de mâine lucrați agile, bă, de mâine este self-motivated teams și astea, deci dincolo de jargoane, cuvinte de lemn și chestii concrete, că mie mi se pare ceva extrem de complicat, extrem de complex și să managezi un switch de ăsta al schisurilor managementului de la ceva tradițional la remote, mi se pare o chestie foarte complicată. Și dacă puteți, și o întrebare senzitivă, să ne dezvăluiți ceva. Este perfect, tocmai asta și așteptam. Având un rol în care cuprind foarte multe arii, este destul de greu să mă limitez la câteva direcții. Și mai ales pentru Trement, trecând printr-o creștere atât de accelerată și printr-o perioadă de pandemie, era la fel foarte greu să vin cu niște lucruri foarte punctuale, așa că partea asta de întrebări e chiar cea mai potrivită în contextul ăsta, încât să vă pot răspunde așa cât mai deschis. Pe de-o parte, am auzit un lucru interesant în ceea ce ați spus mai devreme, agil. Ăsta este un concept pe care noi îl avem înrădăcinat în cultura noastră, ca și companie de software. Deci oamenii sunt pregătiți constant să se adapteze noilor provocări, noilor tendințe. Pe de altă parte, deși majoritatea echipei Trement este în București, încă de dinainte de pandemie noi aveam un sediu și în Brașov. Sediul de aici este mai micuț, undeva la 50 de oameni. Asta înseamnă că managerii erau la București. Deci, încă de dinainte de pandemie, exista ceva experiență în a gestiona echipe remote. Într-adevăr, venind pandemia și lucrând dintr-o dată de acasă, lucrurile s-au schimbat, nu au mai fost la fel, pentru că dintr-o dată toată lumea era remote. Pentru cei din Brașov poate era chiar mai bine, pentru că îi aveau și ei pe toți ceilalți în aceeași situație ca și ei. Apărând multe roluri noi de leadership, asta a ajutat pentru că oamenii au intrat direct într-un mediu de lucru online, adică prima lor interacțiune cu un rol de leadership a fost de a fi lideri în online. A ajutat foarte mult atunci interacțiunea. Noi am dezvoltat un program de coaching, ca să merg pe ceva punctual, în care fiecare om din Trement are alocat un coach. Și partea asta nu este valabilă doar pentru început, doar pentru perioada de induction.
ci are un coach a la lung, pe toată perioada lui antrenament. Pentru că un manager de departament are în subordine undeva la 20, 30, 40 de oameni, poate, este destul de greu pentru el să rămână alături de fiecare om din echipă. Așa că rolul acestui coach venea în completarea rolului de manager. Și anume, coachul era aproape de un număr mai micuț de oameni, îi ajuta cu sfaturi, cu feedback-uri, evaluări. Deci un rol destul de complex. Asta a ajutat destul de mult, plus noi, cei din HRBP, care am rămas aproape de oameni și prin acele interviuri despre care v-am menționat, asta încercam să aflăm. Încercam să aflăm ce nevoie au oamenii, încât să-i ținem pe cei din management la curent cu aceste nevoi și să putem adapta, nu știu, atitudinea lor sau ceea ce așteaptă ei de la echipe în concordanță cu ce așteptau și oamenii de la ei. Nu știu dacă am răspuns, sunt sigur multe lucruri care pot să vină în completare a ceea ce am zis deja. De la survey-uri, la, nu știu, ieșiri online, lideri împreună cu echipele lor, team building-uri online, diverse jocuri, diverse ieșiri la bere, să zic așa, online, în care fiecare era acasă la el, dar cu toate astea se întâlneau cumva. Deci toate au ajutat. Cu mare drag! Avem și online o întrebare. Cum gestionați partea de onboarding? Da, onboarding-ul este unul dintre cele mai dificile, poate, procese de la noi, având în vedere numărul ăsta mare de angajări. Este un proces foarte bine pus la punct și nu a fost pus bine la punct de la început, ci a venit odată cu nevoia. Pentru că, având săptămâni cu 20 de oameni noi, trebuia ca totul să meargă brici. Avem anumite zile în care oamenii merg la sediu să ridice echipamentele sau anumite zile în care ele sunt trimise, având în vedere că sunt și colegi din țară. Stabilim dinainte toate discuțiile din prima zi, totul în online, chiar dacă în momentul de față cine își dorește să meargă la birou poate să o facă. Noi stabilim totul în online pentru a nu fi nicio problemă și a fi totul cât mai ok. După care punem foarte mult accent pe interacțiuni. Întâlnire cu acest coach despre care v-am povestit, întâlnire cu managerul, întâlnire cu HRBP-ul. Sunt tot felul de întâlniri prin care oamenii ajung să se apropie măcar puțin de companie. Pentru că e foarte important și ne dăm seama că odată cu pandemia, interacțiunea asta a fost challenge-uită foarte tare. Și încercăm să subliniem prin discuțiile din online. Și o ultimă întrebare cu rugămintea de a oferi un răspuns scurt. Dacă la nivel de recrutare găsiți oportunități de angajare și peste hotare? Într-adevăr, încercăm în momentul de față să ne orientăm și către restul Europei, să zic așa, în special Europei de Sud-Est. Avem momentan colaborări, nu la nivel de angajări cu contract de muncă, evident, însă colaborări cu colegii din Bulgaria, din Ucraina și merg foarte bine, așa că o să continuăm pe acest trend. Mulțumim frumos, Eli! Cu mare drag și eu mulțumesc!